Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit, ca de obicei, în fiecare zi de marți seară, la emisiunea Noi despre Noi. Frumusețea va salva lumea, spunea Dostoievski. Frumosul se simte, nu încă pentru definiție, menționa Balzac. Ne place să vedem în jurul nostru numai obiecte frumoase, case deosebite, arhitectură cu gust, design de interior care îți atrage privirea. Mobilă, colorată și comodă. Ce e frumosul, de fapt? Întrebarea provoacă la discuție și duce la o extrem de mare varietate de răspunsuri. Talentul unui om poate să întruchipeze frumosul? Desigur că da. Astăzi, în studioul emisiunii Noi despre Noi, am invitat oameni care știu ce înseamnă frumosul, au pasiunea pentru frumusețe și dorința de a dezvolta un domeniu extrem de solicitat. Haideți să facem cunoștință cu ei și să vedem despre ce vom vorbi în această seară, pentru că cu siguranță v-am intrigat deja. Așa, bună seara, Lambova bună Svetlana, seara. Manager de proiect Imobil Moldova 2019. Bună seara tuturor! Mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți în studio să discutăm. Nadejda Gorea, cofondator al casei editoriale DAS. Bună seara! Bună seara! Da. Cristina Nadulișneac, administrator al departamentului de vânzări al casei editoriale DAS. Bună seara, Cristina. Bună seara. Așa, avem o zi frumoasă, o zi de primăvară în care la fel vorbim despre frumos. Cred că astăzi toți telespectatorii noștri vor, la finalul emisiunii, vor înțelege că, într-adevăr, oamenii care stau aici în studio au o pasiune deosebită față de profesionalism, frumusețe și multe lucruri extraordinare pe care le promovați în tot ceea ce faceți. Și vreau să anunț telespectatorii mei că în perioada imediat următoare, adică din 11 aprilie până în 14 aprilie, la Chișinău va avea loc expoziția Imobil Moldova 2019 la Moldexpo. De aceea astăzi vom vorbi despre design, arhitectură, stil și oamenii care organizează aceste expoziții ca să ne creeze nou confortul de a ne simți bine și de a afla informații dintr-un domeniu sau altul. Și încep de la dumneavoastră, pentru că sunteți cei care în fiecare an sau de mai multe ori chiar pe an organizați aceste expoziții extraordinare. Și vreau să le spun telespectatorilor mei că Polyproject Exhibition este unul dintre cele mai mari companii, una dintre cele mai mari companii și organizatori de expoziții naționale și internaționale din Republica Moldova. Compania se specializează de asemenea în organizarea și desfășurarea expozițiilor peste hotare care promovează vinurile din Republica Moldova, ceea ce îmi trezește o mândrie deosebită, pentru că asta este lucru cu care noi ne mândrim, și organizarea participărilor colective a exportatorilor moldoveni la expozițiile internaționale. Da? Sunteți o companie care deja ați organizat peste 300 de expoziții. Sună destul de fabulos așa, dar îmi imaginez că deja în spate tot ceea ce ați realizat vă dă posibilitatea acum doar dintr-o mișcare simplă de, da, de privire să înțelegeți cum se organizează sau să puneți la punct o expoziție ideală. Și vreau să vă mai spun că pentru telespectatori și pentru, cred că și dumneavoastră ca parteneri cunoașteți acest lucru, Polyproject Exhibition deja sunt pe piață de 28 de ani. Nu știu cât dumneavoastră colaborați, vom afla pe parcursul emisiunii, dar e o muncă enormă, să înțeleg. Este o responsabilitate. Deja sunteți un brand în dezvoltarea expozițiilor, da, și în organizarea acestora. Haideți să ne povestiți un pic despre ce înseamnă pentru dumneavoastră, cine sunteți și cum mai departe vă propuneți să activați. Добрый вечер еще раз всем. Как вы уже правильно подметили, наша команда находится на рынке выставочного бизнеса уже более 25 лет. За нашей спиной уже более 300 проектов. Это выставки, фестивали, различные конкурсы. За это время, конечно, наша команда успела сильно поменяться, но также у нас есть старожилы, которые практически с первых дней компании, создание компании находится с нами, поэтому наша команда состоит, наверное, из опыта, прозорливости, умения проанализировать рынок и из новых каких-то тенденций, которые привносят новые кадры. Также, наверное, отличительная черта нашей команды – это взаимопомощь, потому что много проектов проходят параллельно, и каждый менеджер занимается своим проектом. Но если есть какие-то накладочки, мы всегда помогаем друг другу. Вот примерно такая у нас команда.
Ce înseamnă expoziție? Pentru că unii oameni o înțeleg într-un fel, alții într-un alt fel, dar ea include în sine niște elemente foarte importante, începând de la organizare, da, de la legătura cu presa, de la oferirea spațiului, da, de la amenajarea acestui spațiu. Iată cât e ceva ne povestiți despre ce înseamnă expoziție, pentru că le aveți multe, așa cum ați spus. Помимо конкурсов, фестивалей различных, у нас, конечно, наша команда специализируется в основном на выставках. Выставка – это ответ многих людей, потребителей на их запрос. То есть каждая выставка – это лучшее решение в зависимости от категории. То есть, находя свое решение, вы можете прийти и найти его там, ища. Sunt mulți care, de la începuturi, de exemplu, probabil era puțini oameni când ați pornit acest proces, da, de organizare. Acum este o listă întreagă, mi-ați spus, pregătindu-mă de emisiune, oameni care vin să-și propună marfa și câte denumiri de expoziție. Aveți că noi la UZ le cunoaștem, da, care este? Celebration, da, încă ce mai aveți? Da, Vine, барбекю. Это очень интересно. Да, да. И не много организовано, да? Нет, уже много лет. А, да? Проходит, да. Я, он, значит, кносит, да, май девре. Книжная выставка, очень много различных проектов у нас. Aveți cu securitatea legată o expoziție, da. Cum se numește, ce tot e foarte... Security. Security, da? Uh-huh. Tot e foarte interesantă. Și chiar recent, care s-a terminat una din expoziții recente? Celebration. Celebration, da? La fel a fost foarte expresivă și foarte multă, da, lume. Da, 15 martie она была, по 17-е. Во Дворце Республики было очень красивое событие. Было много гостей, много участников, все остались довольны. Мы также. Îmi imaginez. Și oamenii, foarte mult s-a discutat după aceea în societate despre... Da, am impresia că... очень много feedback-ов. Да, feedback. И, кстати, они были, большинство процент был положительный. Da, și deja este concurența aceasta, că am participat la expoziție agenții, da, economici, corect? Intuiesc eu. Da, da, este такое, потому что многие производители ищут для себя возможность открыть новый рынок, расширить свой бизнес, заинтересовать своего клиента. Для них мы открываем и даем эту возможность. De exemplu, când coordonați, deja s-a început expoziția, coordonarea, tot implică o muncă a echipii dumneavoastră, că nu-i lăsați de sine sătător, de pe o dată, 4 zile, 3 zile, permanent îi monitorizați în decursul expoziției. Da, конечно, мы даже взяли для себя за практику до мероприятия, например, за какое-то время, даже за полгода, собирать целым консилиум, круглый стол из наших экспозантов и даже посетителей. И они нам... Импликат și oamenii, посетители тоже... Да, присутствует в этом? Да, конечно. И они говорят нам о своих предпочтениях, потому что наши экспозанты практически каждый день сталкиваются с людьми лицом к лицу, и они знают лучше, что им нужно, что нужно привнести, как сделать проект лучше. И мы, конечно, их выслушиваем, потому что это очень важно, выслушать обе стороны, как посетителя, так и экспонента. Поэтому вот по таким кирпичикам и складывается проект под названием «Выставка». Дар, ла финисария экспозиции. Care sunt lucrările care, asupra greșelilor, mai faceți probabil niște colaborări exterioare, internaționale, să vedeți ce a fost în alte țări. Se întâmplă așa ceva? Da, конечно, мы проводим достаточно глубокий анализ. Составляем анкеты, отсылаем их как посетителям, так и участникам, где они могут высказывать свои недовольства или то, что им понравилось. Мы также все это анализируем, потом создаем этот консилиум, который я сказала, и уже привносим свои пунктики к дальнейшей, потому что подготовка к выставке — это не месяц, это год, полгода, в зависимости от периода, сколько есть времени. Все это время проходит подготовка, это не так, что за неделю мы все собрались и сделали. Какие элементы помогают сделать выставку более интересной? Потому что вот когда я сама, когда захожу в эти павильоны, вижу, что вы не только ставите вот эти стенды, да, и люди приходят, смотрят товар каждой фирмы, или, но у вас там как настоящее событие. Люди чувствуются там, атмосфера, вот это вот полное профессионализма. Как вы организуете элементы вот эти? В первую очередь мы идем в ногу со временем. То есть мы мониторизируем все время ситуацию, которая меняется на рынке, в других странах.
То есть если что-то появилось в какой-то, то вы ставите себе там пунктик, что нужно это внести в Республику Молдова. Да, так же, как я сказала, мы выслушиваем всех наших экспозантов. Вообще выставка это уже, наверное, стала для нас как образом жизни, потому что любая ситуация, которая происходит вокруг нас, мы примеряем ее на себя. А вот здесь крутой момент, нужно внести его в нашу выставку. А вот здесь вот было бы неплохо тоже добавить. Вот тут надо подумать вот это изменить. То есть любое то, что ты видишь, с кем ты не знакомишься, ты думаешь сразу, как сделать свой проект лучше, как внести, может быть, привлечь какие-то еще кадры, может быть, какие-то материалы. То есть это от этих всех мелочей зависит, как в итоге будет выглядеть твой проект. Știu că acolo de obicei colaborați cu diferiți prezentatori, cu vedete care vin și prezintă, fac diferite concursuri, da, diferite tombole se organizează. Știu că se organizează și niște momente sociale, da, de caritate. Le permiteți așa? Da. У нас есть очень много партнеров, благотворительностью мы занимаемся. Вот о том, что вы сказали, конкурсы, различные розыгрыши. Мы очень часто привлекаем различные платформы, которые продвигают артистов, различных людей. Стараемся сделать так, чтобы было интересно, чтобы выставка была не только продуктом по заполнению, да, но еще и каким-то ивентом для людей, чтобы это было интересно. Чтобы в обществе это элементом было того развития, да, самого общества. Какие сферы у нас востребованы и какие вы подумали, чтобы организовывать, если вот эта сфера достойна, речери решоферты, самое кажется, аша, дупа аша принципе мерчит. Вообще каждая выставка имеет спрос в обществе. Если выставка проводится, значит она необходима людям. Ну да. Но они, конечно, классифицируются на несколько категорий. Их очень много вообще, но основные, вот я сказала, это индустрия просвещения, книжная выставка, винная. И foarte utilă pentru. Да, винная выставка, также мы проводим выставку, форум, конкурс. Да, как у нас в стране без вина. Дальше у нас есть различные такие мероприятия развлекательные, вот как барбекю. И, да, конечно... Винитки, так и сыпать эти умики, дюля винит идея стади организовать экскурсии барбекю. Потому что в нашей стране очень, наверное, развито, так, как сказать, веселье, и люди не могут без отдыха. Если нужно работать, зарабатывать деньги, то нужно и соответственно, отдыхать. И по примеру фестивалей, которые проводятся в Атри или еще где-то, мы решили соединить фестиваль, который был с пивом, к примеру, с мясом, шашлыками и с каким-то уже шоу-программой какой-то. И вот получился у нас такой проект барбекю. Который уже достаточно успешный. Да. Și următoarea este... Sigur, moldoveană fără nuntă și fără vin nu poate, da? Vinul am înțeles deja că aveți expoziții. Да, праздничная, свадебная выставка Celebration, которая недавно у нас прошла. И, конечно же, наша выставка E-Mobil, в честь которой мы сегодня собрались. Încet-încet vreau să ajung și să ne povestiți ce prezintă acest stil de a organiza și anume... Expoziția E-Mobil Moldova nu este la prima sa, da? Este la câta ediție? 23-a serie. Așa, la 23-a ediție. 12 лет подряд. Deci, practic, de la început. Așa, с 11 по 14 апреля у нас придет 23-я серия уже выставки E-Mobil. На этой выставке сосредоточены все представители услуг по недвижимости. Кстати, не только Молдовы, но и страны СНГ у нас есть. Это архитекторы, застройщики, дизайнеры, риэлторы, кредиторы. Также там представлена бытовая техника, мебель и системы безопасности, видео и так далее. То есть там достаточно большое скопление представителей услуг. Din câte îmi dau eu seama, această expoziție a rămas singura locație pe parcursul a 10 ani deja, practic, mai mult de 10 ani, care dă posibilitatea de două ori pe an să reunească specialiștii din domeniul designului și arhitecturii. Este deja o tradiție pentru unii ca neapărat să vină la dumneavoastră ca să-și aducă niște inovații, niște proiecte noi și despre acest lucru o să vorbim și cu colegele, pentru că deja simt că vor și ele să spună ceva. Din платоу, не спынец, какие-то чего-то. Да. Изначально этот проект был один раз в год.
Но потом мы поняли, что количество выходов и мобил в год не соответствует спросу в обществе. Люди хотят больше. Pentru că se construiește mult. Pentru că avem că vedem că atâta lume își procură... Da, pentru că у нас политика миграции сел. И апартаменты, даже се construiesc și кафенели noi, și хотелы. То есть можно заказать квартиру или здание на любой свой вкус. И они учитывают желание конечного потребителя, не так, как раньше это была планировка. Сейчас под заказ ты можешь получить любой проект. Și pentru că au mai ieșit moldovenii peste hotare și au văzut cum se lucrează la, în domeniul designului și arhitecturii peste hotare și au adus în țară niște elemente inovatoare, da, de design, și acestea merită a fi văzute și de a fi propuse publicului larg. Da. De ce de două ori pe an? Că nu înțeleg, asta am înțeles, dar care sunt elementele cheie? Că ați fost anul ăsta, aveți o surpriză, vreau să ajung la ea. Ага. Два раза в год, потому что, во-первых, люди весной хотят дать заказ свой. С уходом морозов начинается строительство. Людям нужна выставка для того, чтобы прийти, посмотреть и дать заказ. Почему осенью мы также стали делать, потому что это было только весной. Мы стали делать осенью, потому что человек хочет уйти, прийти и увидеть результат. Не обязательно своего проекта, который он заказал, а он хочет прийти, увидеть результат, и кому действительно можно доверять. Чего добилась компания за теплый период времени, когда было благоприятные условия для строительства. Также нам понадобилось две выставки в год для того, чтобы организовать наш конкурс. Ага, сейчас есть и ноутатя этого года, да? Ведь он конкурс, дорогие дизайнеры, архитекты и тинер специалисты в домене, на экспозиции Imobil Moldova 2019 апаре о посибилитате, опортунитате да в демонстра капачитетели и аптитудинили в домене, да? Да. На самом деле еще это было сделано потому, что выставка Imobil на самом деле очень серьезная выставка, в отличие от того же Celebration. Я сейчас не говорю о организации или о значимости, я сейчас говорю о стиле проведения, то есть достаточно все серьезно проводится. И для того, чтобы разбавить наших посетителей и наших участников, мы решили придумать такой ивент в рамках выставки. Также это было сделано для того, чтобы дать молодым дизайнерам, так и специалистам уже в этой сфере возможность проявить себя и даже в некоторых случаях устроиться на работу, потому что у нас сидят самые крупные застройщики Кишинева. И не только Кишинева, как я сказала, уже и страны СНГ. Deci venind, da, e reală posibilitatea să comunici cu ei și să-ți dai seama în momentul ăsta că de partea cealaltă de masă stă un potențial lucrător al vostru pe care l-ați căutat cu lumânarea, dar de partea cealaltă omul vede că el are o persoană care o căuta, da? Ca să se angajeze. Да, и этот конкурс проходит в два этапа, поэтому и две выставки. На осеннем этапе у нас проходит конкурс среди наших застройщиков на самую лучшую планировку. Выигрывает 8 планировок, потому что там две критерии. Когда уже есть результаты, мы отдаем эти результаты на всеобщее обозрение. И молодые дизайнеры, так и профессионалы могут уже начинать свою работу по проекту именно на эту застройку. И здесь уже начинается второй этап конкурса – весенний. То есть «Design for life» – самое лучшее решение дизайна для своей квартиры. Care a avut, s-a început pe 25 martie și va finisa pe 14 aprilie, în ultima zi a expoziției. Da, процедура голосования такова. В течение 3 дней посетители будут иметь возможность проголосовать за понравившуюся им планировочку. У каждой планировки будет свой номер и стикеры, на которых они смогут написать номерок, который им понравился. И вот у нас стоит домик там. Это наша урна, так скажем, для голосования. Да, значит, дамна Кристина, аша, куфацала, аша. Аша, да. И в окошко у нас будут бросаться эти стикерочки, и мы будем подсчитывать эти голоса. Также в первый день у нас пройдет этап голосования жюри, который будет состоять из 4 представителей. Это представитель от Союза архитекторов,
Также у нас есть представитель от университета УЛИМ, завкафедры дизайна, от университета политехнического, тоже завкафедры дизайна. И также в жюри у нас ходит представитель АДАС, также они являются кураторами нашего конкурса. Доамнели экстраординари, care au venit astăzi aici și discutăm cu aceste doamne extraordinare după materialul video, da, care l-a pregătit echipa de la știri, în care am mers la o universitate dintre cele două menționate de doamna Svetlana și am văzut cum se lucrează și cât de pe neașteptate le-a venit această propunere, cât de bucuroși sunt ei și cât de emotivi se simt pentru că au posibilitate de a-și promova talentul. Lucrările studenților la concursul cu genericul Locuință pentru viață vor fi prezente pe tot parcursul expoziției. Pentru a fi admirate de public, astfel membrii juriului vor evalua proiectele de planificare fără a cunoaște numele realizatorului. Acest concurs le permite studenților să se manifeste și să-și demonstreze talentul în designer interior. Ce așteptăm de la concurs? Deci ca studenții noștri să încerce din proiectare reală, deoarece sunt planuri reale a companiilor de construcții care au luat primele locuri la prima etapă a concursului și în baza la aceste planuri deja se desfășoară a doua parte a concursului cu propuneri de amenajări în design interior și iată, o să vedem care vor fi rezultatele. Din momentul înființării Polyproject Exhibition au fost desfășurate circa 200 de expoziții detalii diferite. Timp de mai mult de 10 ani, expoziția Imobil Moldova 2019 a rămas singura locație care de două ori pe an reunește majoritatea cumpărătorilor și vânzătorilor de bunuri imobiliare. Organizarea concursului Locuință pentru Viață va da posibilitatea de a crea pe viitor o colaborare cu instituțiile care formează tineri specialiști în domeniul dat. Prima etapă a concursului, cea mai reușită planificare, a avut loc în toamna anului 2018. Vizitatorii și membrii juriului vor evalua proiectele de planificare fără a cunoaște numele dezvoltatorilor. Numele câștigătorilor vor fi anunțate la o ceremonie solemnă în ultima zi a expoziției, pe 14 aprilie. În componența juriilor vor fi specialiștii principali din domeniul arhitecturii și designul interior. Deci aici o să pună umărul, deci și Asociația Profesionistă de Arhitecți și Asociația Profesionistă de Designer Interior. Studenții de la Facultatea Design Interior din cadrul unei universități din Chișinău spun că de mici sunt pasionați de această meserie, iar acum au posibilitatea nu doar să creeze, dar și să-și demonstreze talentul în cadrul unui concurs care este realizat în timpul expoziției. Deși studenții deja lucrează intensiv la proiecte și speră ca acestea să le aducă rezultate bune spre final. Участвовать в конкурсах, конечно, важно, потому что это... Participarea la concurs este foarte importantă, deoarece este o realizare și dezvoltare personală. Aceasta este un plus pentru noi în viitor, ne-ar prinde bine în activitate. Un succes mare, deoarece eu aș putea să mă manifest mai multe, posibil și mai multe țări, posibil mai mult, la mai multe persoane care ar dori poate pe viitor să colaborăm împreună, să facem ceva neobișnuit, poate, să ne împărțim cu ideile. Valeria Strătan este studentă la Facultatea de Design Interior la Universitatea ULIM. Spune că va participa la concurs pentru că are un proiect gata făcut și corespunde la toate criteriile concursului. Iar pentru realizarea unui proiect nu trebuie doar imaginație, dar și unele programe, spune tânăra. Fără abilități artistice și fără poate un simț, un gust dezvoltat sau poate însușit deja, de lucrat în programă este cam inutil, adică oricum și grafica manuală și pictura și absolut toate obiectele ne ajută. Pentru noi ia mult timp, pentru că noi ne învățăm și trebuie să însușim o cantitate de informație foarte mare într-un timp foarte scurt. Expoziția Imobil Moldova 2019 se va desfășura în perioada 11 aprilie-14 aprilie la Mold Expo.
Am revenit în studio și continuăm să discutăm cu doamna Nadejda Gorea și Cristina Nadulișneac, da? Și vreau să vă zic că Imobil Moldova este o șansă pentru majoritatea oamenilor de a-și îmbunătăți condițiile de trai privind toate ofertele care sunt acolo. Și nemijlocit acești copii care, mulțumită dumneavoastră că ați decis acest lucru, au posibilitatea de a-și propune talentul pentru a fi văzut și pentru a câștiga în cazul în care ei sunt deosebiți. Dumneavoastră reprezentați DAS, ca să știe toată lumea, este o abreviatură, da? Și înseamnă design, arhitectură și stil. Și sunteți o deja o companie care are mai multe, o casă de, da, casă o editorială, asta am vrut să zic, ca să piață deja de 10 ani. Uh-huh. Și iertați-mi modestia, dar consider că facem, da, nu e bine să fim modești în așa situație. Bine. Și ne bucură foarte mult să fim curatorii la acest concurs despre care a vorbit mult stimată colegă. Da, este ceva nou și e bine. Pentru că este ceva nou, nu este prima dată când, având în vedere faptul că noi avem platformă de designeri și de arhitecți, uh-huh, care este alături, de, adică pe care noi o dezvoltăm și care, uh-huh, include în sine peste 200 de persoane. Aici aș fi vrut să deschid un pic paranteza, să zic că sunt mai multe platforme, sunt maestri, persoanele cu experiența cea mai mare, sunt profesioniști și sunt studenții. Și în cazul dat ne-am gândit că da, de ce nu ar fi oportun să trezim iarăși platforma asta și să le zicem cine dorește să... Normal că reacționează persoanele care sunt un pic mai tinere, care au mai mult timp, care au curaj și care au dorință să-și... să se manifeste, să arate că iată ce putem noi. Și de aceea noi am acceptat, am zis că da, super, suntem și în jurizare, ne bucură foarte mult acest lucru și sunt sigură că până la urmă ceea ce am început împreună o să aducem cu succes, o să pentru că nu este prima frumoase colaborare, cu siguranță. Dar voi, în sinea voastră, deja sunteți un brand, DAS, da? Și mai aveți 8 proiecte pe care eu le-am admirat. Ne spuneți ceva și eu am acasă, așa vă spun în secret, câteva reviste și când vreau ceva să caut, să-mi schimb în interiorul casei, răspăiesc revista aceea dumneavoastră că aveți mai multe, dar ne spuneți dumneavoastră ce mai aveți. Da, noi când... s-a născut editura DAS, am început cu proiectul Design, Arhitectură, Stil, care noi o numim până acum cartea noastră de vizită, care include în sine design proiecte autohtone, care sunt la cel mai înalt nivel, cele mai cizelate, cele mai frumoase, cele mai perfecte, și plus birourile de arhitectură și de design de peste hotare. Mm-hmm. Înainte, când făceam scrisori către ei și le ziceam dați-ne vreun proiect de dumneavoastră, ei ziceau who are you, where are you from? Acum noi alegem. Partenera mea, Violeta, foarte des zice, Nadia, это вы беру, это вы până cine беру. Deci vă permiteți așa să selectați. Și ne bucură foarte mult. Este o ediție periodică care este în limba rusă. Adică după asta noi am hotărât. De ce ați hotărât să începeți cu limba rusă? Pentru că așa a fost să fie. Noi din start, Margarita, nu am pus deloc accentul în ce limbă. Uh-huh. Poate a fost din cauza că partenera mea a făcut jurnalism și l-a făcut în rusă. Nu suntem absolut axate pe în ce limbă. Dar după aceasta, când participam la expoziții, veneau oameni care ne ziceau, păi, dar de ce nu aveți nimic în limba română? Facem cu drag. De unde s-a născut și proiectul DAS Interiors, care este o platformă cu design proiecte autohtone. Și să știți un moment foarte interesant, cum doar apare un designer care are un design proiect expoziția, care vrea să-l arate, el neapărat vine la noi. Și așa s-a creat platforma DAS Club. Plus la asta avem și noi un proiect DAS Wedding. Suntem organizatorii expoziției DAS Interior. Cristina, spune ce înseamnă DAS Director, pentru că acum exact la momentul de față avem, da, avem niște imagini care sunt preluate de la dumneavoastră, da, și sunt extraordinare. Aveți niște parteneri cu care colaborați, care aduc multă inovație și mult nou, mult un flux de stil nou, da? Noi permanent mergem în tandem, adică am vrut să adaug, având în vedere că se arată acum despre expoziție, materialul, noi propagandăm ca oamenii care, companiile care vin la expoziție să iasă în tandem cu un designer. La fiecare stand să se vadă că s-a lucrat în echipă. Și ne bucurăm foarte mult, iată acum am văzut că am făcut prezentarea proiectului DAS Director, despre care vreau să zic că Cristina, uh-huh, chiar da, în ramele evenimentului. Ne place să compatibilizăm prezentarea în ramele încă evenimentului. Da, vă ascultăm. Наша компания, наша команда активно работает сразу над несколькими проектами. Здесь были представлены ролики с нашей выставки DAS Interior Show, посвященной архитектуре и дизайну. Она имеет место быть в ноябре обычно, mm-hmm, в концу года. Все об этом знают на протяжении нескольких лет.
Относительно DAS Directory, мы планируем в этом году провести презентацию в рамках мероприятия десятилетия издательского дома DAS. И я могу даже показать. Да. Не скромно. Да, Рюшинска, да, операторе ноштри с... Вау! Толщина тоже говорит сама за себя. Не буду скромной, между собой, между сотрудниками компаниями, между партнерами, с которыми мы работаем как минимум 10 лет, вот самые-самые-самые близкие, мы звоним, оповещаем о нашем проекте, и я говорю, Надежда говорит, спрашивает, Кристина, над каким проектом вы работаете? Я говорю, вы знаете, а это Библия в области архитектуры и дизайна в Молдове. Да, exactly. Люди сразу понимают, о чем идет речь, и говорят да. Eu mi-am asumat responsabilitatea să numesc proiectul ăsta așa. Am făcut-o foarte conștient, Dumnezeu să mă ierte, dar într-adevăr... Acesta poate fi numit și un ghid, da? Toată lumea... este un ghid perfect, pentru că cele mai lucrări sunt peste 50 de designeri și de arhitecți. Ea este structurată în două capitole. Deci, hai să zic așa, capitole mari, design și arhitectură, și mai sunt încă două deja care sunt mai... Și de la asta îți este foarte clar, ai deschis catalogul, ai văzut și publicitatea companiilor care, adică poți găsi orice, începând de la parduseli, terminând cu ultimul obiect de decor. Deci un agent economic care are o idee și are bani, da, și vrea să participe în ea oameni profesioniști, deschide acest ghid și alege... un designer, un arhitect, de ce nu? După asta, la etapa ulterioară, după ce a primit un design proiect, l-a aprobat, de ce nu să-și găsească niște companii care importă, produc mobilă. Ca să nu să-și pierde timpul să umbli să caute cu singur. Cu siguranță. Da. Deci atâta timp câștigi doar răsfăind acest ghid, eu îmi imaginez. Noi часто называем это связующее звено между архитекторами и дизайнерами, то есть это открытая книга, это работающая площадка на самом деле, и между компаниями на нашем местном рынке, которые имеют отношение к обустройству и к строительству, в принципе, без которых вся эта красота, она просто невозможна. Și am impresia că acum deja a devenit atât de competitivă piața și atât de concurența de mare că calitatea este la capul mesei și doar având așa o strategie corect pusă și urmând acest ghid poți ajunge la un rezultat în businessul tău. Da, Margarita, și în ultimul timp, dacă înainte la noi apelau prieteni și ne întrebau, ajută-mă, te rog frumos, cu un designer, cu un arhitect, acum și oamenii din stradă apelează și ne bucură foarte mult acest fapt, pentru că înainte se credea că poți apela la un designer doar atunci când ai un portofel așa, plin. Nu este așa. Aha. Pentru că informație utilă, dragi telespectatori, nu e neapărat să ai mulți bani. Da. Pentru că este un mit că un design de chiar și un apartament simplu costă peste 1000 de euro, nu? Știți cum aici este foarte mult. Asta cred că ne mai trebuie încă câteva emisiuni ca să vă povestim mai multe. Dar dacă să vorbim așa un pic mai comprimat, o să vă zic în felul următor, că omul care nu prea are posibilitate, el în primul rând ar fi foarte corect să se adreseze la un designer. Și am să vă explic de ce. Pentru că bugetul care el îl are, lui este complicat. El nu are idei unde să meargă, care sunt politica prețurilor la companie. Și pierde, da? Pierde în stânga, în dreapta. Pierde, da? Pierde e foarte bani. Corect. Dar apelând la un designer, designerul este persoana care îl ajută. Uite, am așa un buget. Perfect. Înseamnă că eu te ajut, că tu să-l cheltui, să-l investești în ceea ce vrei tu. Corect. Și credeți-mă, experiența îmi spune că anume asta este modalitatea corectă de a își face reparații în casă sau tot mai ales acum sunt atâtea apartamente, într-adevăr, și lumea este o piață care ne... Oamenii care au mai mari posibilități, aici este mult mai simplu dintr-un punct de vedere, dar mai complicat din alt punct de vedere, pentru că atunci când ai posibilități, știi cum să faci banii și respectiv știi să ceri. Și aici deja este la fel foarte interesant. Credeți-mă că poți deveni psiholog lucrând cu oamenii și dintr-o parte cu designerii și cu arhitecții și cu omul care are nevoie de serviciile lor. Dar probabil toate aceste lucruri frumoase pe care le elaborați și pe care le aveți în portofoliul dumneavoastră a editurii se datorează faptului că și dumneavoastră organizați expoziții, da? Și ați organizat și sunteți deja în acest domeniu la fel de versați. Da, deci la expoziția DAS Interior Show, care ați văzut-o un pic mai devreme pe ecrane. Da, putem să o mai vedem în regie, dacă poate să ne mai arate. Este proiectul cu care ne mândrim la fel, pentru că în anul 2011 luasem pavilionul cel mai mic care există la Moldexpo.
Și întotdeauna îmi trezește așa o mintire când intrau oamenii în pavilion și așa mandibula le cădea jos de la cele văzute. Pentru că niciodată, dar niciodată în Moldova nu a fost așa ceva. Nu s-a lucrat în tandem designerul plus compania, pentru că compania de obicei cum face? Ea iese la expoziție și are ceea ce are în showroom. Uh-huh. Asta este simplu, ai venit, ai pus, dar aici noi am zis nu, tandemul trebuie să fie neapărat, nicio companie nu iese fără ca să aibă o mână de profesionist la stand. Și credeți-mă, asta este un lucru foarte frumos, de unde s-a trezit ulterior, adică și expoziția despre care vroiam să vă zic, pe data de 25 mai, pe lângă faptul că avem un invitat de peste hotare din Rotterdam, din Nederlanda. Nu pot să vă redau, MVRDV este o agenție, un birou de arhitectură, care niciodată nu a fost în Republica Moldova, da. Și noi am reușit să aducem un invitat care o să vină cu un public talk despre arhitectura care au făcut-o ei prin toată lumea. Credeți-mă, este la cel mai înalt nivel. Și plus la asta, expoziția în aceeași zi o să aibă loc și expoziția Das Design Day, care o facem pentru a doua oară, care este o expoziție de design de obiect. Și aici participă și... Aici aș vrea să facem o referință la regie. Acum vă rog frumos, avem un video și de la Design Day, dacă se poate pe fundal să-l vedem, atât timp cât vorbim despre el, da? Expoziția de obiect Das Design Day este o expoziție unde participă artiști plastici, pictori, designer de interior, designer de acestea sunt imaginile, da, de la... Astea sunt imaginile. Și când... Dar sunt formidabile, pur și simplu, atâta explozii de stil. Mai ales că fiecare obiect, știți, am impresia că vorbește. Da, da, când mașina aceeași, oglinzile, tot sunt elementele toate. Este o expoziție de o valoare extrem de mare, pentru că anul ăsta noi un pic eram, o să vă divulg un secret, eram focalizate pe... alte chestii, dar când am început să primim apeluri în editură, păi da, anul ăsta Das Design Day o să fie. Și noi ce am zis, Cristina? Da. Cu siguranță va fi, va avea loc. Sunteți o echipă, să înțeleg eu, destul de numeroasă, da, care lucrează? Noi suntem plus minus 10 persoane, dar vreau să vă zic că... Dar fiecare știe lucrul său, asta, da? Asta vreau să zic. Suntem ca un ceas care și are microschema asta, care lucrează și fiecare știe foarte bine breasla ce are de făcut. Noi avem două ministeri. Eu mă ocup cu finanțele, partenera mea este ministrul culturii la noi în editură și de aceea frumoasă comparație. Merge foarte bine tot. Cristina este directorul de vânzări și este o persoană fără care mie mi este extraordinar de greu, dar acum cu ea mergem înainte. Da, Cristina este și persoana care m-a inițiat în toată tematica aceasta și într-adevăr este foarte profesionistă. Dar vreau să vă întreb în prezent, care sunt tendințele în materie de design la noi, atât exterior cât interior? Poate ne spuneți niște secrete, așa chiar dacă suntem practic la final deja, dar... Dacă vă referiți la ce mai mult solicită cetățeanul nostru, am să vă zic în felul următor, că este foarte diferit. Ca și cum cineva preferă un suc, altcineva alt suc. Așa este și aici. Cineva vrea un design de interior în stil modern, cineva îl vrea clasic. Și pentru... Eu mă bucur foarte mult că designerii noștri sunt de ăștia care mai mult le place să lucreze într-un stil anumit, dar mă bucură când ei răspund la orice solicitare a clientului și devin flexibili. Vrei asta? Poftim asta. Chiar dacă uneori materialele din care sunt create acestea nu le găsesc în Republica Moldova și trebuie aduse? Cu asta este, eu vreau să vă zic că piața noastră este destul de bogată. Aha. Ne putem permite, sunt, da? Să orice stil să-l combinăm și... Da, sunt producători autohtoni care, vă spun cu toată sinceritatea, poți nici să nu deosebești de un produs italian sau de... German, de exemplu, pentru că germanii parcă așa... Vreau să vă zic că piața noastră, pe noi îndeopște ne bucură foarte mult când vedem oameni care se mișcă pe piață, care vor ceva de la viață și nu vorbesc despre aceea că, iată, nu este foarte greu, că nu sunt bani. Noi pe ăștia nu îi ascultăm. Mm-hmm. Noi încercăm să lucrăm cu ăștia care merg înainte. Da, Cristina? Și sunt alături de noi și împreună spre stele. Doar așa. Interesul meu este unde putem găsi informații mai amplă despre designer, despre proiecte în acest ghid și încă unde mai putem găsi? La самом деле очень много каталогов, посвященных архитектуре и дизайну. Они, в принципе, площадка, она идентична и принцип работы. Но каждый каталог, он немножко отличается друг от друга. А Das Direktor, в принципе, мы рассказали. Да. Это одна из главных книг, которая издается в нашей компании.
она выходит у нас один раз в два года, но включает в себя 50, наверное, одних из самых-самых личностей города. Хочу Моя сказать, ведь? Да, несколько каталогов. Каталог Das Interiors, Надежда говорила, он представлен на молдавском языке. Между собой, честно говоря, мы его называем рабочей тетрадкой, если так можно сказать, именно подручным средством. Потому что именно в этом каталоге представлено наибольшее количество и рекламных площадей, то есть компаний, которые предоставляют свои услуги, товары, предметы, декоры в таком плане, и работы наших отечественных дизайнеров. Как минимум около 20-30 работ в каждом каталоге, который выходит ежеквартально. Каталог Das Immobil. Мы очень часто пересекаемся по этому проекту, по этому каталогу с компанией Polyproject. Мы участвуем ежегодно на выставке Das Immobil. На выставке Imobil. Păi dacă sunteți un partener, deja v-ați combinat. Deci pentru dumneavoastră stil de viață înseamnă design și arhitectură și stil. Asta înțeleg eu. Deja a intrat probabil în măduva oaselor toată activitatea dumneavoastră. Dar noi în Republica Moldova, așa o întrebare și deja trecem pe final la ultima întrebare către doamna Svetlana. Avem cultura produsului? Avem estetic? Avem, ținând cont de ce aici este afară, iată, toți am venit, da, pe străzile centrale a Chișinăului sau în interior. Cum am zis și mai devreme, noi întotdeauna ne agățăm de ceea ce vedem frumos pe piața noastră. Chiar și dacă vedem că sunt oamenii cam triști, merg, vine să zice, putea mai zâmbește. Așa are loc și în procesul ăsta. Deci anul trecut, când ce se întâmplă? Pentru că noi vedem în design proiecte, ba un obiect apare, ba un scaun, ba încă ceva. Păi stai un pic, asta ai creat tu? De unde și s-a trezit? Până la urmă, expoziția designului de obiect. Pentru că tu când vii și stă o farfurie în fața ta, dar ea are o istorie, poți scrie o carte. Cum a fost ea creată. Nu mai vorbim despre detalii, piese de mobilă sau o haină. Niște lucruri care... Deci noi singuri creăm acest stil și designul și cultura. Cultura este pe mâinile noastre, a designului și a tot ce ne înconjoară. Și aș vrea să vă întreb la final, ultima întrebare este despre ce beneficiu dă întregului, da, întregului spectru dintr-un domeniu sau altul colaborările acestea. De начала я хотела бы сказать самое главное это спасибо DAS-у, потому что они являются реально кураторами нашего конкурса, они курируют наших молодых дизайнеров, они помогают осуществить набор наших дизайнеров, курирует их по конкурсу. И также от них будет представитель жюри, который будет оценивать эти работы. Спасибо вам, девочки, большое. Дальше вы спросили о преимуществах, которые получают наши участники, да, участвуют на экспозиции. Конечно, исходя из возможностей своего бизнеса и спроса. Да, равен минут 30 секунд еще. Да. Каждый человек хочет расширить свой бизнес. Наша площадка, можно говорить, возможность проявить себя, ну, давайте будем говорить открыто, это реклама. Также это обмен опытом. То есть они, общаясь между собой, наши экспозанты, находят линии пересечения и начинают успешно сотрудничать. Также это усовершенствование, наверное, своего продукта, потому что они общаются лицом к лицу с покупателем и могут подметить для себя те пунктики, которые необходимы для того, чтобы сделать свои услуги, свои продукты лучше, и чтобы покупатель в итоге был доволен. Și la final mi-ajunge doar și eu să vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și să zic că toți telespectatorii mei și a întregului post de televiziune Accent TV le recomandăm să vină de pe 11 aprilie până pe 14 aprilie la Mold Expo să viziteze expoziția Imobil Moldova 2019 în cazul în care sunteți interesați de a vă îmbunătăți designul spațiului interior sau dacă sunteți în domeniu și vreți să creșteți profesional sau dacă sunteți un agent economic și vă doriți, cum a zis aici doamna invitată, să vă dezvoltați domeniul în continuare pe niște trepte mai înalte de calitate. Eu la rândul meu vă zic, dragii mei telespectatori, mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă aștept ca de obicei marți la ora 19 să discutăm noi despre noi. La revedere!